Reprezentantul iranian al ONU, Amir Saeed Iravani, a acuzat că în spatele atacului cu drone de sâmbătă asupra unei fabrici de rachete din Isfahan se află Israelul. El a continuat spunând că Iranul are dreptul legitim de a-și apăra securitatea națională și de a răspunde ferm oricărei amenințări sau acțiuni a regimului sionist în orice moment și în orice loc. Într-o scrisoare adresată președintelui interimar al Consiliului de Securitate al ONU, Iravani a scris că investigațiile efectuate de Iran au dus la concluzia că regimul sionist este responsabil pentru atacul terorist asupra instalației militare din Isfahan. Atacul, pe care surse străine l-au atribuit Israelului, a vizat capacitățile nucleare, balistice și de drone ale Iranului. La începutul acestei săptămâni, înalți oficiali ai serviciilor de informații au declarat pentru The New York Times că atacul a fost opera Mossadului. Detaliile legate de tipul de armament produs la acea fabrică nu sunt cunoscute, dar raportul Times a menționat că Isfahan este un centru major de producție, cercetare și dezvoltare de rachete și că multe dintre rachetele iraniene Shahab, cu rază medie de acțiune care pot ajunge în Israel și nu numai, sunt depozitate acolo. Sute de lideri mondiali, activiști parlamentari și alte personalități au participat săptămâna aceasta la Washington la summitul internațional din 2023 pentru libertate religioasă, cu scopul de a face auzită vocea celor persecutați pentru credința lor. Diferiți vorbitori au prezentat situații concrete din mai multe țări cunoscute pentru lipsa de respect față de libertatea de credință. China a fost una dintre țările aduse în discuție. Fostul ambasador general pentru libertate religioasă internațională, Sam Brownback, spune despre China că reprezintă cea mai mare amenințare internațională la adresa libertății religioase, deoarece, cităm, este un regim autoritar care încearcă să-și extindă modelul și să-și exporte tehnologia pentru a face acest lucru. Dr. Yang Yangli a explicat motivul pentru care China nu tolerează alte credințe religioase și anume acela că, cităm, Partidul Comunist Chinez dorește să înlocuiască nevoia umană de închinare cu o religie substituită, centrată în jurul partidului. Încheia citatul. Un scriitor egiptean islamist care locuiește în Suedia a depus săptămâna trecută o cerere la poliția din Stockholm, cerând un permis pentru a organiza o demonstrație în fața ambasadei Israelului, în cursul căreia intenționa să incendieze o Biblie. După ce a aflat despre cerere, Israelul a cerut oficial Suediei să nu permită potențialului demonstrant să-și îndeplinească planurile. Deși existau puține limitări legale față de cererea egipteanului islamist, poliția a trebuit să suspende autorizația deoarece solicitantul nu a mai putut fi contactat de poliție. Concluzia autorităților a fost că solicitantul nu era serios în demersul său. Arderea Bibliei era intenționată să fie un răspuns la o demonstrație care a avut loc în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, în care un politician suedez, Rasmus Paludan, a ars o copie a Coranului în fața ambasadei Turciei. Guvernul suedez a subliniat că, deși este îngrozit de arderea oricăror texte religioase, nu poate constrânge libertatea de exprimare deoarece instanțele sale sunt în mod explicit independente. Finlanda și-a reformulat legea transgender pentru a face ca voința oamenilor să fie singura cerință necesară pentru a schimba legal sexul în documentele oficiale. Parlamentul finlandez a modificat legile existente astfel încât să nu mai ceară oamenilor să treacă printr-un proces medical, inclusiv evaluarea psihiatrică. Niciun certificat medical care demonstrează sterilitatea persoanei nu va mai fi necesar pentru a solicita modificarea legală a registrului civil. O simplă declarație este suficientă pentru a fi declarat legal bărbat sau femeie. Legea a fost o prioritate a legislativului pentru premierul social-democrat Sanna Marin. Este a treia țară europeană care a adoptat o astfel de lege în mai puțin de 2 luni. Päivi Räsänen de la Partidul Creștin-Democrat a criticat noua modificare ce nu mai ține cont de sexul biologic cu care ne naștem, spunând că femeile vor fi victime ale acestei legi, deoarece bărbații se vor putea identifica drept femei și să beneficieze de legile care protejează statutul femeii.